Bună ziua, dragi prieteni, sunt Florina Ignețoaie și vă spun bine ați venit la o nouă emisiune Chestiuni de Lămurit. Astăzi, invitatul nostru este directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, Centrul de Îndrumare. Așadar, noul director, doamna Iustina Ierimia Cenușă. Bine ați venit, doamnă! Bună ziua, bun găsit, mă bucur tare mult să lămurim chestiuni în această după-amiază. Avem mai multe chestiuni de lămurit. În primul rând, o să încercăm să lămurim și să vorbim, să discutăm despre situația juridică a funcției pe care o dețineți, pentru că la un moment dat erați interimar. Care e situația acum? Situația acum este că sunt un manager cu deplin, cum s-ar spune, întrucât am trecut de acea etapă a unui concurs, a unui interviu. Am scris un proiect de management. Eu am întrebat pentru că nu am uitat pe site-ul dumneavoastră și n-am văzut proiectul, că în mod normal ar trebui să fie acolo proiectul. Dar o să vorbim despre proiect. O să apară și el, probabil acum lucrăm la mai multe aspecte ce țin de tehnologizarea instituției noastre și vrem să umblăm puțin și la site și la mai multe detalii de Eu am înțeles că vreți să modificați proiectul. Proiectul rămâne așa pentru următorii 4 ani. O să încerc să duc la bun sfârșit cu resursele care îmi sunt date, toate ideile și viziunea pe care o am. Nu mi-am propus neapărat în acest mandat să răstor munții sau să schimb ceva, pentru că lucrurile erau de bine stabilite și programate la Centrul Creației Botoșani. În schimb, probabil vin cu entuziasm, cu perspectivă mai tânără, mai nouă, mai deschisă, mai adaptată probabil anului 2022. Ați spus ceva de viziune. În ce constă viziunea noastră cu care ați pornit la scrierea, la redactarea acestui proiect? În primul rând, chiar și în titlul instituției noastre există acest cuvânt de promovare și cred că aici este loc de mai mult, la capitolul promovarea a acestei instituții, care cred că are niște activități și niște acțiuni foarte frumoase și mărturie stau și vechimea acestor evenimente, cum ar fi Festivalul de Datin și Obiceiuri de Iarnă, Festivalul de Fanfare, o să vorbim, despre asta. Acțiuni care poate pot fi duse la un alt nivel de promovare pentru ca publicul botoșanean și nu numai, chiar și cei din jurul Botoșanului, din proximitatea Botoșanului, să afle mai multe. Asta încerc eu, să fac un pic mai cunoscute aceste acțiuni în cazul în care nu erau poate suficient de cunoscute. Să înțeleg că viziunea se bazează pe o creștere a nivelului de promovare a activităților instituției. Da. Și pe îmbunătățirea aspectelor pe care eu le consider, nu știu, a fi poate insuficient funcționale în momentul actual. Ca de exemplu? Nu știu, dacă un compartiment poate nu are suficientă vizibilitate sau nu are suficiente acțiuni sau nu și le îndeplinește poate conform atribuțiilor din fișa postului, să încerc să corectez sau să insist sau să găsesc soluții și modalități, astfel încât toată lumea să funcționeze. Dar în proiect ce ați scris? Concret, din proiect. Nu, acum lucrurile stau într-un fel. Dar noi vorbim de proiect, pentru că proiectul este o hotărâre de Consiliul Județean și proiectul dumneavoastră acum este Biblie pentru toată instituția. El trebuie dus la îndeplinire în termenii în care a fost hotărât de Consiliul Județean. Dacă ceva nu e în regulă, o să schimbați. Se poate schimba. Da, cu acordul finanțatorului. Deci eu vorbesc v-am zis că în mare parte lucrurile nu se schimbă radical. Îmi doresc, în schimb, îmbunătățiri. De exemplu, mi-aș dori la centru și vreau să găsesc și o soluție pentru treaba asta, să readuc taraful Datina în activitatea Centrului de Creație Botoșani. Dar pentru asta am nevoie de oameni, am nevoie de o organigramă aprobată și lucrurile astea sunt destul de complicate, având în vedere că se ține cont de numărul populației, așteptăm rezultatele censământului să vedem dacă noi mai avem posibilitatea de a angaja oameni în instituția noastră. Adică sunt lucrurile nu sunt așa de simple precum par. Din câte știu eu, el era format din oameni angajați la Centrul de Îndrumare? Doar domnul Constantin Lupu era angajat. Da, el
el era referent la da. Acolo, dar restul erau oameni. Da, doar că între timp au trecut 20 de ani și lucrurile, mentalitățile și abordarea chiar și a instrumentiștilor s-a schimbat destul de mult. Foarte puțini sunt cei care mai cântă de drag și din plăcere. Foarte mulți dintre instrumentiști în ziua de astăzi cântă dacă sunt remunerați. Și atunci noi trebuie să găsim soluții pentru aceste aspecte. Și atunci, ca să conservăm ceva, trebuie să remunerăm. Da. E, aici nu suntem de acord. Aici avem un conflict puternic de idei, noi doi. Mie mi-ar plăcea să fie lucrurile altfel, doar că am proaspăt experiența Zilelor Culturii Tradiționale, unde am desfășurat Festivalul de Tarafuri, a 5-a ediție, a Festivalului de Tarafuri Constantin Lupu, Festivalul de Fanfare, a 16-a ediție și Festivalul de Cântecului, Jocului și Sportului Popular Vasile Andriescu, a 15-a ediție. Și constatarea mea este că suntem pe un teren destul de minat în zona asta de cultură tradițională. Adică? Colectivele care acum 20 de ani evoluau într-un mod natural, acum sunt, nu știu cum să spun, improvizate, sunt numeric decimate, foarte, foarte puține tarafuri. Am găsit unul singur în tot județul, în Frumășica, Botoșani. Și acela, un taraf așa, din instrumentiști adunați din tot felul de zone. Păi de-aia că se cheamă Frumășica. Da. De asta spun. Problemele sunt destul de grave și nu știu dacă eu neapărat sau e o situație la nivel de țară unde lucrurile acestea se deci, pierd sau își pierd. În proiectul dumneavoastră aveți un capitol pe la început acolo unde spune de ceva despre analiza situației existente. Văd că ați identificat foarte corect în zona aceasta problema. Bun, dar tot acolo în proiectul dumneavoastră scrie și care e rezolvarea. Rezolvarea, din punctul meu de vedere, ar fi să am un instrumentist la centrul creației care poate coagula în jurul lui alți instrumentiști pe care să reușesc într-o variantă să-i pot și eu remunera pentru a-i avea aproape. Da, acum am spus că suntem într-un conflict de idei. Puteți să vi le împărtășiți și dumneavoastră, da, așa cum le-am împărtășit și eu. Deci, dumneavoastră, spuneți că conservați ceva, dar ceva ce aproape, acum mi-ați spus că aproape nu există. Adică, nu există muzicanți, nu există aia, nu există aia. Și ceea ce faceți dumneavoastră, oferiți, ați spus că ați oferit botoșanenilor, celor din municipiu. Și de ce nu și celorlalți, ați oferit festivalul tradițional, astea trei manifestări. Dar ele, în forma în care sunt oferite, nu le considerați niște falsuri? Nu. Nu, pentru că au venit la aceste concursuri, la aceste evenimente, colective din alte zone ale țării. Au venit din Suceava, au venit din Vaslui, au venit din Iași, din Republica Moldova. Nu, eu vorbeam despre, nu despre cine a vorbit, eu vorbeam despre faptul că ne prezentați ceva ca fiind adevărat, acel adevăr nefiind adevărat. Exact cum, faceți exact chestiunea, după părerea mea, așa. Deci avem o dezbatere. Încercăm să lămurim un lucru care mie așa mi se pare. Dacă nu e așa, convingeți-mă și mi-am schimbat părerea. Mi se pare că este exact. Nu sunt aici să conving pe nimeni. Eu sunt aici să expun niște lucruri pe care da. Eu le sesizez și okay. le văd și mi-aș deci, dori să le îmbunătățesc. Deci, nu sunt niciun mesia, nu vreau să schimb și nu pot să schimb asta. Mi-am dat seama, chiar dacă aș vrea eu personal să schimb foarte multe lucruri, neavând poate o echipă coagulată în același spirit, e foarte greu să... Da, asta e misiunea managerului, să-și facă echipa, să-și atingă obiectivele, țelurile, scopurile. Eu ziceam încerc. Ziceam, să revenim. Și ne întoarcem la rolul managerului. Ziceam că este exact ca fructul tradițional românesc, cumpărat din piață, de la un producător individual, care cumpără acel fruct tradițional românesc din Grecia. Deci e cam aceeași situație. Un cetățean de la Botoșani care merge și este plătit, de la Botoșani sau de undeva, dintr-un oraș, este plătit să facă parte dintr-o entitate
ansamblu Datina, de exemplu, cum doriți, e de fapt din Botoșan, dar cântă un folclor de la Răuseni, am zis o localitate, el nefiind niciodată la Răuseni. Și pe care mi-l prezintă mie, mi-l vinde mie la Botoșan ca fiind de acolo. Da. Vi se pare corect? Nu, eu n-am înțeles sincer întrebarea dumneavoastră. Deci, taraful pe care l-am găsit la Frumușica, cântare repertoriu din zona Frumușica, Flămânzi. Așa, vorbim de Datina. De da, produsul... Datina, dacă ar cânta, ar cânta repertoriu din toată zona Botoșanului. Mm-hmm. Și de la Răuseni, și de la Dorohoi, și de la Flămânzi, și din peste tot. Ok. Ok. Am lămurit asta, dar la centru de îndrumare aveți o persoană care se ocupă de muzică, care... Ce o împiedică să facă acest element? Pentru că persoana are studii. Se ocupă de compartimentul muzică la centru de creație momentan. S-a axat foarte mult pentru că și background-ul și cunoștințele dumnealui sunt în zona muzicii corale, dirijat coral academic. El s-a axat foarte mult pe zona aceasta de festivaluri corale. De asta cred că muzica tradițională a rămas un pic neacoperită. Și, atunci... și de asta am sesizat eu că ar fi aici un gol sau un minus sau un lucru care ar putea fi, nu știu, îmbunătățit. Ca să... Așa, nu care ar... Care bun, ar și pentru asta, să fie care sunt măsurile, primele măsuri pe care le-ați luat? Am reușit să scot la concurs un post de consultant artistic pe muzică, ca să am o completare în ceea ce ține de... adică în afară de corul tradițional, care e muzică tradițională strict moldovenească, ați adus un alt... o altă persoană specialist în... În muzica tradițională. În muzica tradițională. Încă n-am adus. Suntem în desfășurare, da. Așa. Pentru că eu sunt și la început. Poate ar trebui să spun asta oamenilor, deși am avut o perioadă de interimat din ianuarie până în luna mai. Practic, mandatul meu a început în luna iunie. Mm-hmm. Sunt aproape 3 luni de când gestionez situația de la Centrul Creației așa cu forțe depline. Dar și aici lucrurile sunt discutabile, pentru că eu mă bazez acum nu pe un buget aprobat pe planul meu de management, ci pe un buget aprobat de anul trecut. Mm-hmm. Și risc acum, la final de an, să nu avem, de exemplu, buget pentru anumite activități. Mm-hmm. Lucrurile nu sunt foarte simple, poate dumneavoastră din afară vi se par și de asta aveți anumite poziții, nu știu, un pic mai categorice din câte observ. Nu e categoric, eu doar întreb. Mie așa mi se pare și întreb, că rolul meu este să întreb. Da, dar nu v-ați gândit că un tânăr manager care vine în 3 luni, credeți că poate schimba ceea ce nu s-a schimbat poate eu în 20 de ani? Eu nu vorbesc cu un tânăr manager. Eu vorbesc cu un manager de la o instituție care vine cu o viziune, care spune că va face treaba asta, asta și asta, cu banii ăștia, în perioada următoare de timp. Am ca țintă următorul lucru. Eu am ca țintă. Așa. Important este, cea mai importantă, cred că este resursa umană. Și dacă nu găsesc, dacă nu se mai găsesc în 2022 oameni specialiști, oameni care chiar vor să slujească folclorul în toate valențele lui, într-un mod pe care eu îl consider autentic, atunci s-ar putea ca zona aceasta a culturii tradiționale, nu știu, să-și schimbe înfățișarea. Pentru că eu constat ceea ce era un lucru natural în anii 2000, când am început eu cariera artistică, atunci erau multe colective, erau mai multe tarafuri, erau mai multe ansambluri în județ, pentru că eu am putut să cânt cu un taraf în copilărie, ceea ce tinerii din ziua de astăzi nu mai au această șansă. Apoi am putut să cânt cu o orchestră. Lucrurile în 20 de ani s-au diminuat, s-au schimbat. Din ce motiv? Nu știu, sincer să vă spun. Cum? Asta ar fi trebuit să fie la capitolul puncte slabe în analiza SWOT din program. Da. Așa, bun. Și cum se rezolvă problema asta? De ce? Și cum? Pentru probabil că înaintea dumneavoastră de 20 de ani... soluții așa foarte facile, cu siguranță ar fi fost implementate la nivel național. Ori, la nivel național, Botoșaniu încă se spune că stă bine.
Botoșani, Suceava, Iași, Maramureș, Sibiu sunt niște centre. Situația în alte centre este poate și mai gravă. Ce știți de Fundația Mihai Eminescu a Prințului Charles? Nu știu. Probabil ar trebui să vă informați puțin și să vedeți cum tratează ei bogăția tradițională românească la noi în țară și cum o tratează la ei în Anglia. Și ce fonduri au. Că stăm de vorbă și cu... Și cu fondurile. Și cu fondurile. Dar în funcție de fonduri se pot face. În funcție de idei se pot face. Eu nu am buget un an de zile cât are județul Suceava pentru o singură acțiune culturală. Asta este situația și asta e problema, iar misiunea dumneavoastră este să aveți buget și să faceți activități. Da, bugetul nu-mi cade din cer, îl primesc și eu de undeva. Dar îl propuneți. Îl propun. Rolul dumneavoastră este să-l aveți sau să nu. Eu nu o să primesc niciodată cât cer. Și atunci, tot timpul vom fi limitați și tot timpul nu se vor putea face toate proiectele și tot timpul vor exista puncte slabe și puncte forte. Deci, am constatat adineauri împreună, de fapt, dumneavoastră ați constatat, nu eu, ați constatat că materialul folcloric din zona sătească, materialul uman, păstrători, sunt foarte puțini. Foarte puțini. Și ei sunt din ce în ce mai puțini. Da. Și ați constatat că trebuie să lămurim lucrul ăsta. Asta e o chestiune grea. Ce se întâmplă în județ? Mai ales că populația județului a scăzut cu 100.000 de oameni. Avea 450.000, în jur de 450.000 și acum are 350.000. Municipiul a scăzut cu 25% ca populație. Și atunci, populația a îmbătrânit. Populația s-a redus. Interesul către folclor scade. Treaba asta se întâmplă, cum ați spus adineaori, de 20 de ani. În ăștia 20 de ani au fost niște persoane care au condus acea instituție și tot timpul au luat nota 10 la evaluare. Și constatăm acum că treaba nu e așa. Întotdeauna când există o rană, o infecție, trebuie băgat bisturiu și tăiat. Unde ar trebui tăiat ca să vindecăm acest element? Nu știu dacă se poate tăia undeva. Cred cumva că este și un proces natural. Dacă este să ne uităm și în jur, în Europa, interesul pentru cultura tradițională este în scădere. Rămân niște centre, poate niște zone unde există mai multă, nu știu, o paletă mai bogată din acest punct de vedere și atunci lucrurile rămân, dar ele nu mai au cum să fie ca acum 20 de ani, pentru că până la urmă și folclorul acesta este un organism viu, el se modifică. Ceea ce se cânta acum 20 de ani, ceea ce se cânta acum 100 de ani, toate lucrurile astea, nu știu, se transformă, se modifică, se schimbă. Poate e cazul să ținem pasul cu ceea ce se întâmplă în 2022 și să nu mai plângem neapărat ceea ce se întâmpla acum 20 de ani. Poate ar trebui să ne axăm pe tinerii care totuși îmbrățișează cariera asta și să încercă cariera de instrumentist, de solist vocal, de meșter popular, care, nu știu, dezvoltă pasiuni pentru aceste domenii și să încercăm să-i încurajăm pe ei sau să-i îndrumăm pe ei, astfel încât lucrurile să nu se piardă chiar de tot. Mi-aș dori, atunci când îmi răspundeți la o întrebare, să spuneți că nu că mi-aș dori, ci că eu propun asta și vreau să fac asta. Asta este scopul misiunii mele de astăzi. Să știu care sunt dorințele, credințele și voința de a face a managerului Iustina Irimia Cenușă de la Centrul de Conservare managerul a Folclorii. Managerul Iustina Irimia Cenușă a venit cu un avânt foarte puternic încă din ianuarie, din perioada interimatului. Din perioada interbelică. Că în 8 luni de zile lucrurile care mi s-au întâmplat și pe care le-am experimentat m-au făcut să mă mai relaxez, poate puțin, în sensul în care să nu mai fiu atât de vehementă cu dorințele mele, pentru că lucrurile nu se pot schimba peste noapte,
Asta am înțeles și am învățat eu în lunile astea, oricât de mult mi-aș dori eu, până nu coagulez și lucrurile astea probabil se întâmplă în timp. Echipă, oameni lângă mine, colaboratori care să rezoneze cu modul meu de a fi și de a vedea lucrurile, lucrurile nu se pot schimba așa, peste noapte. Și mai ales într-un domeniu care, iată, suferă sau e în situația care e, nu de azi, nu de ieri, ci de mult timp. Da, în strategie. Și care oricum a trecut peste o perioadă comunistă, care și-a pus amprenta foarte puternic pe zona asta a folclorului tradițional. Vorbeam chiar cu Bogdan Simion zilele trecute cât cine a fost la Botoșani. Cine este Bogdan Simion? Bogdan Simion este doctor în litere, este juratul de la Vedeta Populară, este un tânăr erudit, pasionat de aspectul acesta al muzicii tradiționale. Lăutărești chiar, cântă la Cobza, are un taraf lăutare de mătase. Da, a știu susținut, despre cine. Domnul acela, cum stăți așa, a susținut și un recital în cadrul festivalului de tarafuri și spunea și el că e foarte greu în 2022 să mai avem aceleași așteptări și aceleași dorințe ca acum 20 de ani, când oamenii nu mai sunt, poate, sau s-au schimbat și au schimbat prioritățile, când poate nici accesul la cântece și la melodii și la obiceiuri nu mai este același, pentru că parte din oamenii care le mai aveau nu mai sunt. Și atunci, dacă n-au fost anumite înregistrări făcute la timp, acum poate e tardiv. Eu personal am avut o experiență de genul acesta, să merg la un rapsod popular care între timp a trecut la cele veșnice și am avut, o constatare așa destul de tristă. Dumnealui îmi cânta, îmi fredona niște cântece de ale Mariei Lătărețu pe care le auzea la radio în tinerețea dumnealui, dar cântecele nu erau nici de cum din zona Moldovei, din zona Botoșani, erau cântece oltenești toată ziua. Și probabil nu e o experiență singulară. Eu mai stau de vorbă cu rapsozii care mai sunt. Există Moș Florea la Deleni. Bine, deja Deleni nu ține de alt județ, dar e aici, aproape de noi și e destul de complicat și de greu. Da, chestiunea... Nu mai sunt atât de mulți oameni cu experiență. Vedeți că până la urmă se duc și acești maestri, maestrul Ioan Cobâlă, nu mai spun, Constantin Lupu a plecat mai devreme. Ne pierdem cumva și oamenii care aveau mai multă cunoștință. Da, acești maestri, la rândul lor, au fost și ei niște băiței care au terminat o facultate și au venit și s-au apucat de treabă și în decursul muncii de o viață au ajuns maestri. Ce împiedică pe cei din ziua de astăzi să facă la fel? Pentru că am certitudinea, am convingerea și pot să jur cu mâna pe Biblie și Constituție că există tineri dedicați pasiunilor lor. Dovadă campionii mondiali europeni de acum. De la not, de la canotaj, de la... Deci, tineri foarte dedicați unui obiectiv pe care și l-au propus. Ce se întâmplă în zona asta? Nu știu, eu îi aștept. Dacă sunt tineri care vor să îmbrățișeze sau au îmbrățișat deja și vor să confirme pe drumul ăsta, eu îi aștept. Am nevoie de o echipă așa plină de entuziasm da, și acea centru creației. Aici e o problemă pe care managerul Iustina Iremia Cenușă trebuie să aibă soluție că în contextul globalizării presiunea pentru modificarea situației existente este foarte mare. Și atunci, în situația asta, în ceea ce privește cultura tradițională, în ansamblu ei, că sunt mai multe compartimente că o să le luăm în partea a doua pe toate, să lămurim ce au făcut fiecare și ce trebuie făcut, ce vrea managerul... Pot să vă spun ce trebuie făcut, nu neapărat ce a făcut fiecare. Ok. Să vedem cum ne adaptăm la această situație.
Da, mă bucură foarte mult de rezultatele din sport. Sper să fie o inspirație și o determinare. Nu, era un exemplu și colateral că există alte, tineri. Există alte tineri și sunt în toate domeniile. Da, aici probabil în zona asta a culturii tradiționale. Tinerii poate pleacă la drum nu tot timpul doar cu dragul de a face și de a urma această cale, care până la urmă îți găsește și o pâine undeva pe parcurs. Dar mulți poate se apucă să cânte sau, nu știu, să se apropie de domeniul acesta cu gândul unor câștiguri imediate sau pentru... Rețineți, nu uitați, ne oprim pentru o scurtă pauză și revenim în cel mai scurt timp cu doamna manager de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșan, doamna Iustina Irimia Cenușa. Publicitate. Dragi prieteni, bun regăsit! Iată-ne din nou în partea a doua a emisiunii Chestiuni de Lămurit. Astăzi încercăm să identificăm soluțiile, să aflăm soluțiile pe care le-a identificat managerul Iustina Irimia Cenușă în ceea ce privește conservarea și promovarea folclorului tradițional, a culturii tradiționale de la nivelul județului Botoșan, care am aflat noi, am lămurit în prima parte, că se află într-o criză existențială. Există în județul Botoșan cu 100.000 de oameni mai puțin, populația este îmbătrânită, rapsozii și marii maestri ai genului au trecut la cele veșnice, așa cum ne spune doamna manager. Haideți să vedem care sunt soluțiile pe care le-a identificat și pe care le-a propus în proiectul de management doamna manager. Așa, și să revenim la ce spuneați în prima parte, la sfârșitul primei părți. Spuneam de tineri, că poate unii pornesc la drum doar cu iluzia asta unui câștig imediat. Și atunci tratează domeniul acesta într-un mod puțin superficial și atunci se apropie doar de anumite instrumente care merg în contextul evenimentelor private și instrumentele populare, tradiționale, sunt, de exemplu, marginalizate. Nu știu foarte mulți tineri din Botoșani care să cânte la țambal, la cobză, la braci, nu mai spun că există o criză și nu doar la nivelul județului Botoșani. Discutând cu oamenii, observ că asta e situația și în județul Suceava, unde populația este mult mai mare și poate abordarea asta a culturii tradiționale e altfel în Bucovina. Deci sunt lucruri care, repet, nu sunt singulare la Botoșani și nu știu dacă aici, la Botoșani, se va găsi o soluție care, nu știu, să acum pornească în toată țara. Acum să fiu rău, să înțeleg că în proiectul de management nu aveți nicio soluție propusă? Eu am propus înființarea unui taraf. Acum vreau să găsesc și oamenii cu care se pot face acest lucru. Asta este o acțiune care ar trebui să facă parte dintr-un set dintr-un obiectiv care are ca este subordonat unui anume scop. Eu despre asta încerc să aflu de la dumneavoastră. Da, și scopul ar fi să putem face niște înregistrări, pentru că există două culegeri lăsate de regretatul Constantin Lupu și mi-ar plăcea să înregistrăm, să existe un material audio pe baza acelor culegeri în varianta aceasta de taraf și aș vrea să fie un taraf al centrului, să nu adun niște instrumentiști de la noi, de la Suceava, care sunt mai buni, ca să facă aceste înregistrări. Mi-ar plăcea să fie aici, pentru că aș vrea pe lângă taraf să-i adun și pe tinerii care cochetează cu muzica populară și care au rezultate remarcabile de la noi din județ și sunt chiar tineri foarte, foarte talentați, pe care nu aș vrea nici de cum să-i pierd, poate, spre alte domenii, pentru că ei sigur ar putea face performanță aici și aș vrea să-i adun la centru, pe lângă un taraf și să avem posibilitatea de a cânta live muzică tradițională asta la Botoșani. Din zona Botoșani. Eu înțeleg că dumneavoastră sunteți foarte motivată și foarte concentrată pe muzica populară. Pe instrumentiști și soliștii de muzica populară. Și dansatori. Și nu doar. Și dansatori. La dansatori, iarăși avem o problemă, pentru că nu avem un coregraf. Și instituția nu are coregraf de foarte mult timp. Dar există în Botoșani coregraf. De ce nu există coregraf la dumneavoastră?
Pentru că condițiile de concurs presupuneau anumite cerințe în privința studiilor. Care... Eu știu un cetățean, cel puțin un cetățean, dacă nu mai mulți, cetățeni în municipiul Botoșani, care... Că nu au studii superioare în domeniu. Asta e situația. Dar asta ar fi însemnat să fac Academia de Balet, nu? Există un institut de dansuri populare? Există la Chișinău, din câte știu. Și atunci, dacă există la Chișinău, nu există în România, de ce se pune o condiție care nu poate fi îndeplinită de nimeni? Nu știu. O să văd cum o să tratez eu această problemă. Păi nu trebuie să, trebuie să ne spuneți ce o să faceți, clar, concret, în situația asta. Deocamdată nu am postul ăsta de coregraf. Nu, e adevărat, dar asta înseamnă că trebuie să ne spuneți un lucru. Situația e așa. Noi avem o condiție imbecilă. Eu mă angajez să elimin această condiție imbecilă, să punem condiții care pot fi îndeplinite de către cetățenii noștri, de către școala românească, în așa fel încât să completez lucrul ăsta. Asta așteptam eu. Bun, am văzut treaba asta. Cultura tradițională are mai multe aspecte, nu numai dansul și muzica populară. Pe celelalte domenii, ci cum stau lucrurile? Pe celelalte domenii, la compartimentul de etnografie, am bucuria să am o colegă tânără și... Compartimentul de? Etnografie. De etnografie, așa. Da, artă populară tradițională și meșteșuguri tradiționale. Am văzut că ați avut două concursuri, două, trei concursuri de tot ați avut și care s-au ocupat, s-au terminat. Colega a venit undeva la finalul anului 2021, nu am fost eu manager. Nu are importanță, am văzut pe site-ul dumneavoastră cum că au fost niște concursuri, nu m-am uitat la dată. Și că acolo, conform regulilor Uniunii Europene, sunt date niște cifre. Acum că este angajat, am putea să o cunoaștem, să știm cum se numește. Da, și vă spun cu toată bucuria mea de Daliana Bejan, etnograful. Cel mai tânăr coleg al nostru, care ne-a și făcut o surpriză foarte plăcută. A muncit foarte mult la un dosar pentru titlul de Tezaur Roman Viu și în premieră la Botoșani și pentru Centrul Creației Populare din Botoșani am obținut acest titlu pentru doamna meșter Aurica Cojocaru din Mihai Viteazu în Bureni. O bucurie. Felicitări, știu că au mai fost făcute niște dosare de niște persoane foarte competente, dosare care au fost respinse ca fiind neconform. De asta satisfacția mea personală acum este cu atât mai mare cu cât, iată, s-a reușit. Și intenționăm și ne dorim ca și pe viitor să mai putem face astfel de dosare. Ce studii are domnul acesta, apropo de Delian? Delian sau Deliana? Domnișoară, Daliana. Daliana. Etnografie. Așa, mi s-a părut că e un domn și nu, mi-a venit în minte Delian. Delian, care e o plantă, e una din plantele cu denumire dacă din certificată din, încă din antichitate. Eu am și avut un profesor Delian. Ca să revenim, are o colaborare foarte bună și strânsă cu meșterii populari de la noi din județ. Pentru ei încercăm să organizăm târgurile de meșteri populari. Am început să facem ateliere pentru cei interesați, tineri și nu numai, pentru că noi nu ne adresăm unei categorii de vârstă. Și am făcut atelier de mărțișoare, atelier de încondeiatouă și ne dorim să găsim un spațiu în care să putem de acum, din toamnă, să organizăm un atelier de cusut. Este o doamnă care își dorește foarte mult să contribuie la acest atelier, doamna Celina Gherghelaș, este și ea interpretă de muzică populară, dar are și această pasiune a cusutului și vrea să vină să susțină aceste ateliere. Și în ce stadiu se află proiectul ăsta? Dacă el în toamnă pornește acum, în ce stadiu se află? Noi trebuie să găsim spațiu, pentru că o altă problemă cu care centru... El trebuie. Eu am vorbit cu doamna Celina, dacă noi găsim spațiu și mâine putem să adunăm oamenii. Deci dacă și trebuie, sunt niște lucruri de dorință. Deci nu este. Problema este că noi suntem chiriași într-un spațiu, avem doar două birouri disponibile, în care suntem noi cei 11 angajați și atunci am nevoie de spații suplimentare. Corect, de acord. Chestiunea asta cu cusutul, întâmplător eu știu să cos flori, am învățat de la tatăl meu, culmea,
Dar cusutul ăsta reprezenta o activitate în cadrul gospodăriei. Acum, cusutul ăsta nu mai există, nu mai e o activitate necesară în cadrul gospodăriei. Este doar un hobby. Cum toate aspectele culturii tradiționale nu mai au rol practic, ci doar rol simbolic. Și atunci, de ce trebuie să încercăm să facem lucrul ăsta la... Dar dumneavoastră, după dumneavoastră, ce ar trebui să facem noi? Acolo, la Centrul Creației. Dacă e, să nu punem accent pe muzică tradițională, nu pe dansuri, nu pe cântat... N-am spus asta. Nu pe cusut, atunci pe ce ar trebui să punem accent? Întrebările le pun eu. Asta e jocul de astăzi. Dar eu întreb și dacă vreți, din întrebare puteți deduce ce cred eu. Eu întreb de ce nu se întâmplă nimic la nivelul comunității, în așa fel încât comunitatea să continue elementele de cultură tradițională în cadrul comunității. Și de ce comunitatea trebuie să vină să producă conserve, elemente conservate, și să le prezinte la botoșani. Eu de asta vă întreb. Nu, ce se întâmplă la nivelul... Nu, dar noi ne adresăm prin atelierul acesta în mare parte celor care trăiesc în municipiul Botoșani. Așa, pentru dar că... eu vorbesc de aia de la țară, că la Botoșani cusutul ieilor pentru nu mai e de 200 de ani. Pentru că în mediul rural încă sunt oameni sau femei care practică aceste meșteșuguri și le continuă și chiar adună mare parte din, nu știu, alte grupuri, alte femei pe lângă dumnealor și întrețin cumva continuitatea acestor meșteșuguri. Cum, de exemplu, se întâmplă chiar în Ungureni. Acolo, pe lângă doamna Aurica Cojocaru, există și doamna Maria Zoețanu și un grup puternic de femei care cos, care duc aceste meșteșuguri mai departe. Deci acolo lucrurile funcționează. Așa. Încercăm și la Botoșani, pentru că sunt foarte multe femei care au întrebat dacă noi facem astfel de lucruri, întrucât și în mediul online există o preocupare pentru cusut, cel puțin în privința cămășilor tradiționale, există niște grupuri online destul de puternice și femeile da, de la Botoșani IA au întrebat... Care IA este monumentul UNESCO, recunoscut de UNESCO și așa mai departe. E o propunere, încă nu e... E o propunere, dar se va ajunge, pentru că există acel grup de... fete entuziaste și determinate care vor obține acest lucru. Da, și cred că e o acțiune de viitor, treaba asta cu atelierele de cusut și de meșteșuguri pe care dorim să le inițiem din această toamnă la centru. Pe lângă continuarea tuturor activităților care au tradiție la Botoșani. Da, eu am înțeles că toate, marea majoritate a activităților se întâmplă în municipiu Botoșani. Cumva acesta a fost drumul până a venit eu. Eu îmi doresc foarte mult să reiau colaborările cu cei din județ. De exemplu, satul Mândră Grădină era o propunere să se întâmple și el la Botoșani. Am discutat acolo la Bucecea, lucrurile s-au clarificat, ca să spun așa, și atunci festivalul va continua la Bucecea. Aș vrea să pot să reiau și festivalul, sau colaborarea și parteneriatul Centrului de Creație pentru sprijinirea festivalului Mărțișor Dorohoian, care la fel s-a întrerupt și s-a creat un alt festival la Botoșani de muzică ușoară. N-aș vedea, sincer, care ar fi rostul a două festivaluri de muzică ușoară în aceeași perioadă în județul Botoșani. Eu vreau să mă duc în teren. Vreau să deleg cumva din acțiunile centrului să se întâmple și în județ, cum de exemplu urmează, dacă o să reușim să ne încadrăm în efortul bugetar, acțiunea concursului de teatru Mihail Sorbo, care se desfășura la Săveni și aș vrea să păstrez realizarea lui la Săveni, deși ar fi mai ușor poate pentru noi organizatorii. Dar ăla nu se mai întâmplă de vreo 5-6 ani. S-a întâmplat chiar în 2020, doar că fiind în plină pandemie nu s-a putut ține decât secțiunea de interpretare. Da, el s-a întâmplat. Adică, interpretare cum? Dacă pardon, nu de interpretare, de critică. Deci am primit lucrările concurenților, a fost o jurizare tot online, la fel cum am reușit să desfășurăm și festivalul Porni Luceafărul. De critică sau de recreație? De creație.
Așa, și? Da, și am avut doar realizarea acestei secțiuni de creație de teatru a pieselor cu un singur act, care este și specificul concursului de teatru. Dar, de exemplu, în satul Baranca, din comuna Cristești, ce activități care se ducă la conservarea și promovarea culturii tradiționale locale sunt prevăzute? Deocamdată nu sunt prevăzute și nici nu cred că putem noi, o mână de 10 oameni, să ajungem în toate satele din județul Botoșani și să facem acțiuni acolo. Adică mi se pare irealist să cuprindem o suprafață atât de mare de județ în doar 10 persoane. Ar trebui, și de asta sunt, teoretic, okay, referenți culturali în fiecare comună. Așa. Câți referenți culturali aveți acum? La întâlnirea pe care am avut-o în ianuarie au fost în jur de 30 de persoane. Din 78 de comune, nu? Atâta sunt. Eu nu știu acum dacă acestea sunt toate, de asta eu îmi doresc acum... Deci în județul Botoșani sunt 78 de OAT-uri, ceva de felul ăsta, 70-80 de OAT-uri. Da, și asta voiam să vă spun. Asta înseamnă noi mai de la puțin centru, de 50%. Avem doar un rol consultativ cu referenții din județ. Și cumva referentul respectiv se ocupă sau nu, dacă este un om pasionat, care a avut tangențe și legături cu domeniul acesta și dacă are susținerea comunității locale, a primăriei, practic. Păi, dacă este încadrat, probabil se ocupă de ceva. Dar ei ce spun? Care e părerea lor de conservare și promovare a culturii tradiționale? Eu mi-aș dori să mai am o întâlnire acum, după ce am căpătat și eu puțină experiență, să discut poate un pic altfel lucrurile cu dumnealor, pentru că la prima întâlnire a fost practic o cunoștință a mea cu ei, ne-am cunoscut, ne-am prezentat în mare parte care este programul minimal pe anul 2022. Și cam asta. Și m-am întrebat dacă se organizează cursuri de coreografie. N-aveam un răspuns la momentul respectiv. Acum am aflat că la Școala Populară de Artă există această secție de coreografie și cei care își doresc să se specializeze și să obțină un certificat pot urma cei 2 ani de cursuri la Școala Populară de Artă. Cine predă coreografie? Domnul coregraf Mihai Chilărescu, cel care ne-a și ajutat în organizarea festivalului. Foarte Vasile talentat, Andriescu. Da. Cu pași mici, dar cred că siguri, mergem mai departe. Mergem înainte și încercăm să găsim soluții pe cât se poate acolo unde ele... Desigur că mersul înainte este firesc, mersul înapoi e mai greu de făcut, dar mersul înainte e în firea lucrurilor. Și nu, înțelegem pentru, că toți mergem înainte. Pentru că se poate pune și stop la un moment dat, adică la asta mă refeream. Dar totuși eu aleg să merg mai departe, să merg înainte. Mi-am asumat un lucru și de obicei când îmi asum ceva, încerc cu toate resursele mele și cu toate puterile mele să duc la bun sfârșit un lucru. Asta îmi doresc eu de la acest mandat. Ați spus că ați căpătat puțină experiență. În caietul de obiective nu era necesară experiență în cazul directorului la centru? Experiență sau certificat care atestă cunoștințe de management, ceea ce am avut. Sunteți membru de partid? Nu. Ok. Deci sunteți un manager... pe picioarele lui, care știe și stăpânește meseria în care acționează. Eu nu sunt un om care să se laude că le cunoaște și le stăpânește pe toate. Nu. Știu ce mi-asum, știu ce nu, încă nu poate cunosc, dar am încă entuziasmul și dorința de a învăța și de a face lucrurile cu bună intenție. Cred că asta contează foarte mult. Da, că sunt un om care construiește, așa, din puțin, din cât am și din câte știu, dar cu bună intenție chiar vreau să fac lucruri mai mult și poate contează mai mult și cântăresc mai mult lucrurile astea decât oameni care stau pe margine și care cred ei că le-ar ști mai bine. Dacă ei le știu mai bine, cred că ar fi mai înțelept din partea dumnealor să se implice și să schimbe ei ceva.
cred că ar conta da, mai mult. Este foarte adevărat ce spuneți, numai că ați spus că câștigați experiențe. În funcția asta, după părerea mea, ar trebui să fie o funcție la care să nu vii să înveți, ci să fii gata învățat. Asta e părerea mea. Putea să vină oricine la acest concurs. Absolut, absolut oricine. Putea să vină și altcineva cu o experiență mai multă decât a mea. Apropo de chestiunea asta, întrebarea mea, care se bazează pe elemente cunoscute tocmai de la Fundația Mihai Eminescu, ce are în plan centrul acesta pentru ca, de exemplu, căiuții de la Hănești, căiuții albaștri, nu de la Hlipiceni, mi-a scăpat, știam că e cu H, căiuții de la Hlipiceni să fie doriți, să fie văzuți în perioada când ei dansează acolo în Hlipiceni, în așa fel încât oamenii să fie motivați să învețe, oamenii de acolo, ăia care trăiesc acolo, să meargă cu căluțul din casă în casă. De ei bănuiesc că fac asta, sau cel puțin așa ar trebui să facă în ajunul sărbătorilor de anul nou, ei ar trebui să meargă acolo în Hănești, pentru că la centru avem și noi... Hlipiceni. Hlipiceni. Și noi la centru avem acest festival, dar tot timpul încercăm să îl decalăm de momentul propriu-zis pentru a lăsa grupurile să se desfășoare la ei acasă, în ajun de anul nou. Cum facem? Întrebarea mea e nu dacă ei dansează, cum facem ca cetățeanul din Statele Unite să vină să-și cumpere loc și să stea două săptămâni sau o săptămână sau trei zile în Hlipiceni să vadă chestia asta. Auziți, pentru mine nu vin nici botoșenenii. Deci eu am constatat, chiar dacă organizăm evenimente în centrul Botoșaniului, nu vin toți. Și botoșenenii. Din ce atunci motiv? Credeți că ar veni cineva din America sau din Franța să vadă? Doar dacă este pasionat sau are cunoștință de astfel de lucruri. Altfel, cred că sunt doar niște, nu știu, lucruri irealiste. Eu v-aș propune să mergeți la Viscri și să vedeți acolo. Ați fost? Da. Ați stat în vreo casă de acolo? Nu. De ce? Am poposit o singură zi acolo. Așa, și doar m-am plimbat, am văzut biserica. Așa. Dar știți că acolo vine lumea și dorește să mănânce făcut în sistem tradițional, că este sprijinit păstrarea calului și a căruței. Cred că cu toții că implicarea regalității, să spun așa, din partea Britaniei a făcut ca Viscri să fie foarte cunoscut. Cred că avem și noi nevoie de... Aici scrie promovare. Eu nu vorbesc de promovare. Da, ce promovarea în cultura tradițională o facem noi. Atât cât ne este permis. Dacă vrea vreun rege să vină alături de noi, sau vreun prinț, cu mare drag îl așteptăm să ne promoveze. Și dacă are și cal alb. Exact. Îl așteptăm cu tot cu cal alb. De exemplu, județul Botoșani are a doua suprafață de luciu de apă din țară. Asta presupun eu că la nivelul localităților sau zonelor respective există și o cultură a peștelui și a mâncărilor din pește. Are centrul vreo gândire în direcția asta? A fost o inițiativă, cred că în 2019, o primă ediție a unui festival de gastronomie tradițională. Mie mi-ar plăcea să pot continua acest festival de gastronomie, doar că ar trebui, nu știu, tot aici, în municipiul Botoșani, să se desfășoare. Și atunci ar trebui ca producătorii locali să vină către Botoșani. Există un festival acum care se cheamă Verde de Bologa. Ați auzit de localitatea Bologa? Nu. Este o cetate dacică undeva în afara Clujului. Dar există festivalul de teatru în Șură. Există tot felul de manifestări care sunt făcute în afara localităților principale, care au foarte mare succes în țară, făcute de entuziaști. Numai că acum... Tot ce pot să vă spun, am experimentat festivalul de la Bucecea, unde, la fel, în ziua de concurs,
În afară de câțiva localnici și părinții concurenților, nu am văzut prea mulți spectatori în sală. Am să vă dau un alt exemplu. Festivalul de teatru de la Sibiu a început. Dumneavoastră știți câte fonduri sunt implicate în festivalurile din Cluj și Sibiu? Eu la Sibiu vă pot spune așa, că 14% mi-ați adresat o întrebare. Mii de lei pentru o acțiune. La Sibiu, am mai spus și repet, la Sibiu, 14% din bugetul municipiului Sibiu se duce pe cultură. Cultura, manifestările pe care le organizează oamenii aceia entuziași de acolo, aduc 18% din bugetul municipiului Sibiu. Asta înseamnă un profit de 20%. Fără să facă foarte mare lucru. Diferența între unii și alții a stat în viziunea lui Constantin Chiriac de a face cel mai grozav festival de teatru din Europa și e unul din primele 3 festivaluri. Pe de o parte, pe de altă parte, a fost sprijinul politic obținut de la el, de la primarul de atunci, de la actualul președinte Iohannis. Nu v-am întrebat întâmplător sau tendențios cum v-ați gândit și n-am vrut să mă dau deștept așa cum printre rânduri ați afirmat, pentru că dacă nu sunteți înregimentată politic, poate să fiți cea mai deșteaptă absolventă de Harvard și Oxford. Nu o să faceți nimic. Dacă sunteți și aveți sprijin politic, că la noi la Botoșani așa e, doar rudele și cumetrii și membrii de partid ocupă funcții, veți putea face ceva în zona asta. Dar cel mai important lucru este ca să aveți un plan, oricât ar fi de prost, un plan prost este mai bun decât lipsa unui plan. Un plan și o țintă la care să ajungeți. Eu am un plan. Eu îmi doresc să-l pot duce cumva la îndeplinire. Și asta, așa cum am zis și la începutul emisiunii, se va putea întâmpla doar dacă reușesc să găsesc oamenii cu care eu să pot duce mai departe planul acesta. Să-l pot duce la îndeplinire. Bine, aici trebuie să ne oprim. Am înțeles de la invitatul de astăzi, doamna manager Justina Irimia Cenușe, că dumnea ei la centrul de îndrumare are un plan frumos, că ea își dorește să-l ducă la finalizare în ceea ce privește promovarea și conservarea culturii tradiționale din județul Botoșani, dar e o mică problemă. Echipa, oamenii cu care să-și ducă la îndeplinire planul. Am lămurit lucrul ăsta, o să vedem în câteva luni în ce stadiu se află planul de management al doamnei manager. Până data viitoare, vă urez fel de fel și să fiți sănătoși!